Noi ne dorim să avem o relație cu Dumnezeu, iar dacă ascultați aceste gânduri, presupun că sunteți interesați de așa ceva. Dar cei mai mulți oameni au o relație superficială cu Dumnezeu. Ei știu câte ceva despre Dumnezeu, poate au văzut niște lucruri uimitoare făcute de Dumnezeu, ei știu că au fost ajutați în mai multe rânduri de Dumnezeu, dar nu sunt siguri dacă El va fi alături de ei de fiecare dată când îi vor cere ajutorul sau nu. Acest mod de a-L vedea pe Dumnezeu caracterizează o relație superficială cu Dumnezeu. Eu am o relație cu Dumnezeu de mai mult timp, dar nu-L cunoșteam cu adevărat pe Dumnezeu. Știam de Dumnezeu, dar nu-L cunoșteam cu adevărat. Și nici acum nu pot să spun că-L cunosc în totalitate pe Dumnezeu, pentru că El este atât de complex și de profund, încât nu-ți ajunge o viață de om să-L cunoști în totalitate. Ca urmare a anumitor circumstanțe din viața mea, am reflectat mult în ultima perioadă la ce înseamnă de fapt să ai o relație cu Dumnezeu. Și pot să vă spun că viața mea actuală nu este deloc cum îmi închipuiam eu că va fi pe când eram copil. Nu o să intru în detalii despre viața visată, dar e clar că nu trăiesc așa cum îmi închipuiam eu că voi trăi pe când eram copil. Nu mai cred că lucrurile materiale sunt cele mai importante în viață. Când ești conștient că ai o viață limitată aici, pe pământ, începi să te gândești mai bine la ce anume vrei să faci cu timpul pe care l-ai la dispoziție, îți stabilești prioritățile și îți investești timpul în acele lucruri care sunt importante pentru tine. Conexiunea noastră cu Dumnezeu se aprofundează pe măsură ce trece timpul. Pe măsură ce îl cunoaștem mai bine, pe măsură ce vedem iar și iar intervențiile sale în viața noastră, pe măsură ce ne convingem cât de mare este puterea Lui, bunătatea Lui, iubirea Lui, pe măsură ce cunoaștem noi și noi fațete ale Lui Dumnezeu. Câți dintre voi nu ați trecut prin momente foarte dificile în care Dumnezeu a intervenit și v-a ajutat și ați fost copleșiți de iubirea Lui. Momente în care ați simțit o profundă venerație pentru El, cât dintre voi nu ați simțit la un moment dat că vă dau lacrimile în fața frumuseții pe care o creează Dumnezeu. Uneori mă uit în urmă la modul în care am trăit și sunt uimită că i-am dat atât de puțină importanță lui Dumnezeu, că nu am fost conștientă de imensitatea lui Dumnezeu. Din ce am constatat, multora dintre noi ne este foarte ușor să-i aducem mulțumiri lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat, să-i fim recunoscători atunci când ne e bine. Ne e mult mai greu să-i mulțumim pentru ceea ce ne-a dat atunci când suntem la greu, când suntem pe fundul prăpastiei. De asemenea, am constatat că oamenii sunt mult mai dornici să se conecteze cu Dumnezeu când sunt în dificultate și nu mai au la cine să apeleze pentru a cere ajutor. Când le e bine, nu dau mare atenție relației lor cu Dumnezeu. Când le e rău, se grăbesc să se conecteze cu El. Ca să ai o relație cu Dumnezeu, este necesar ca tu să faci primul pas către El, să fii interesat să te conectezi cu El, să-L cauți pe Dumnezeu. Dumnezeu e alături de noi oriunde am fi.